Pentru că s-a vorbit astăzi foarte mult de World Economic Forum sau Forumul Economic de la Davos. Mulțumesc. S-a vorbit foarte mult de Forumul Economic de la Davos. Marș este unul dintre partenerii tradiționali ai Forumului Economic pe agenda de managementul riscului. În pregătirea acestui forum economic, Marș a realizat un studiu la nivel de EMEA, Europe, Middle East, Africa, unul dintre continentele pe care Marș este extrem de activ, un studiu privind riscurile emergente. Pe agenda managerilor de risc la nivel mondial, al doilea subiect de risc după incertitudinea economică sau politică sau economic uncertainty este riscul cibernetic și vom vedea exact de ce. Statistic vorbind, din ceea ce am constatat și noi ca și consultant de risc, au loc undeva la 1000 de atacuri cibernetice pe zi la nivel mondial, asupra cel puțin a portofoliului nostru de clienți. Și avem undeva, cum spuneam mai devreme, pe agenda risk managerilor al doilea loc ca importanța riscurilor, reprezintă riscul cibernetic. De fapt, ce este un risc cibernetic? Și sunt sigur că și domnul Tofan va vorbi un pic mai în detaliu după prezentarea mea. Riscul cibernetic concretizează practic atacurile cibernetice și mai exact acele acțiuni care urmăresc sau au ca principale obiective furtul informației, furtul informației fiind valorificat ulterior, fie în piața concurențială în care activează ținta atacată. Vorbim aici ca principal impact de pierderea oportunităților de afaceri, vorbim de cereri ulterioare de despăgubire pentru recuperarea informației. Principalele ținte într-un astfel de atac sunt instituțiile financiare, magazinele online sau orice fel de service provider, inclusiv companii de hosting sau backup de servere. Un alt obiectiv poate fi acela de a aduce pur și simplu prejudicii țintei respective prin acțiuni de vandalism sau sabotaj cibernetic, având ca principal impact întreruperea afacerii și pierderea proprietății intelectuale. Vorbeam un pic mai devreme de importanța proprietății intelectuale. Nu în ultimul rând, un atac cibernetic poate avea și ca scop comiterea de fraude și inclusiv îmbogățirea ilicită a comitentului. Ca principal impact putem să ne referim la pierderea cotei de piață și, în ultimul rând, cereri de despăgubire ulterioară. Câteva exemple de atacuri cibernetice care s-au întâmplat în ultima perioadă. Multe dintre ele au mai fost și vehiculate în prezentarea de dimineață, dar o să vreau doar să abordez un pic cazul 50Hertz, o companie energetică din Germania, o companie de electricitate care a fost ținta unui atac cibernetic, care a avut ca principal impact disfuncționalitatea serviciilor și întreruperea activității. Pentru cei ce sunteți mai familiari cu piața energetică din România, știți că se practică din ce în ce mai mult conceptul de smart grid, rețele inteligente de managementul rețelei, practic. Odată cu introducerea unui astfel de concepte, practic, rețelele energetice devin extrem de vulnerabile și impactul unui atac cibernetic poate să fie devastator, practic. În România, la fel, s-a vorbit de dimineață de Octombrie Roșu, unul dintre principalele evenimente, să zic așa, în lista de atacuri cibernetice. Mini-Duke, la fel, un atac regional la nivel european, unde mai multe organizații guvernamentale și instituții din Ucraina, Belgia, Portugalia, România, Cehia și Irlanda au fost atacate prin intermediul platformei sau, mă rog, softului Adobe Reader, principala aplicație pe care o folosesc mai toate companiile pentru vizualizarea documentelor. Practic, în evaluarea vulnerabilității și expunerea la riscul cibernetic se iau în calcul mai mulți factori. Primul dintre factorii evaluați fiind politica de securitate sau privacy and security policy pe care le avem la dispoziție, inclusiv structurile de IT existente,
procedurile de IT pe care le avem, procedurile automatizate, scenariile de tip disaster recovery la nivel de servere și infrastructuri critice de informație, mare atenție la serviciile externalizate, vorbim aici de serviciile de payroll, de data hosting, backup, offsite, procesare, plăți, vorbim aici de plăți electronice, care pot fi principala direcție de atacuri cibernetice și fraude bancare. Există, de asemenea, pentru că vorbim de un risc, există și soluții. În sală suntem mulți specialiști din domeniu și e bine să știm cam care sunt soluțiile care pot adresa un risc cibernetic. Dacă întrebăm orice fel de companie din România dacă are protecție pe astfel de riscuri cibernetice, cei mai mulți dintre respondenți vor spune că au acoperire de date și suporturi de date. Pentru că suntem în industria, mă rog, una dintre suntem în industria financiară, în special în asigurări. Știm cu toții că aceasta este o acoperire specifică polițelor de asigurare de bunuri și nu asigurare informatică. Și, practic, astfel de acoperire despăgubește pentru pierderile de informație ca urmare a unui risc asigurat pe polițele de bunuri. Vorbim de incendiu, furt și alte tipuri de calamități. Există o poliță dedicată, Cyber Risk Policy, sau asigurarea de risc cibernetic, o soluție practicată în piețele europene, piețele din Statele Unite și la nivel mondial, însă nu la fel de mult practicată pe piața din România. O astfel de poliță oferă protecția necesară pentru atacurile cibernetice și pentru expuneri la astfel de riscuri. Nu în ultimul rând, vorbim de IT Disaster Recovery. Scenariile de IT Disaster Recovery sunt parte din planurile de continuitate a activității practicate de către majoritatea companiilor financiare și nu în ultimul rând, în ultima perioadă, vorbim de producători din diverse industrii care vizează în mod concret producția continuă și continuitatea activității, pentru că orice întrerupere practic ne poate costa mai mult decât pierderea în sine, vorbim de acoperiri de business interruption și de pierderi masive la nivel financiar. Nu în ultimul rând, vorbim de o abordare globală a riscurilor, soluțiile de tip Enterprise Risk Management, la fel destul de mult practicate în industria financiară, dar observăm în domeniul energetic, observăm în domeniul industrial și în special acolo unde vorbim de fonduri de investiții, vorbim de listări de companii sau companii care urmăresc să iasă în piețele internaționale, solicitări din ce în ce mai intense pe partea de Enterprise Risk Management. De ce Marș România? Câteva cuvinte despre noi. Suntem parte din grupul american Marsh & McLennan Companies, liderii mondiali ai domeniului de consultanță de risc și brokeraj în asigurări. În România suntem prezenți din 1995, avem undeva la 90 de angajați specializați pe clase de asigurări și tipuri de riscuri și industrii. Undeva la 600 de clienți, companii multinaționale sau românești din orice industrie. Practic, printr-o astfel de abordare, putem înțelege riscurile care pot afecta activitatea diverselor companii din România și nu numai. Și asta ar fi și unul dintre motivele pentru care noi am creat un soft sau un tool de self-assessment. Este o soluție de tip web-based, se numește Marsh Stress Test, la adresa www.marsh-stresstest.eu. Acesta este un tool de self-assessment, de autoevaluare la expunerea față de riscurile cibernetice, care are ca principale obiective diagnoza expunerii la riscurile cibernetice, profilarea ca și companie vis-a-vis de riscul cibernetic și, nu în ultimul rând, de benchmark. Practic, acesta este un survey disponibil în 5 limbi. Are 31 de întrebări, durează maxim 10 minute, rezultatul principal fiind o hartă a riscurilor față de expunerea la riscul cibernetic pe care o puteți avea ca și companie.